Și nici bine nu am cumpărat spinnerul că s-a și stricat. Problema stă în felul următor. Am terminat de făcut cumpărăturile, însă nu mai știm unde este mașina. Pentru că am intrat pe o parte, ne-au scos prin alta și de-aia suntem foarte dezorientați. I can fly. Mami! Ce faci cu ruleta asta, mami? Mi-a rămas bun de la voi. Cu ruleta ți-a rămas bun de la noi? Suntem în Piatra Neamț și ne luăm la revedere de la mami. Mama, să știi că o să ne fie dor de tine astăzi. Rămâi cu bine, mami. La revedere. Ne despărțim aici de mama. La revedere, copilași. Da. Mama, o să fie tare dor de voi. Wow. Ce am să mă fac eu toată ziua fără voi. Mami va pleca împreună cu colega ei undeva la un sat mai încolo de Piatra Neamț, nu mai știu cum îi zice, Pângărați, parcă ceva de genul acesta, pentru că... De ce, mami, te duci acolo? Pentru că am un proiect de făcut! Uhuh! Iar în tot acest timp, cât mami va fi plecată să măsoare o casă, o noi... O să ne face de cap! O să ne face de cap în Piatra Neamț! Poate ne ducem în mod sau undeva în aer liber! Cu siguranță vom merge! Gata, mami, hai! Spor la treabă și ne vedem peste câteva ore bune! Pa! Pa, mami, pa, pa! Eu un popi foarte mare gigantic cu cubeu dinozaur. Așa că să mergem la cumpărături. De când am fost la Mara Ștefania și a văzut Erica popitul ăla uriaș, așa mare, pătrat, m-a bătut la cap într-una că vrea și ea. Și dacă tot avem ocazia aici la Dragon Shop sau cum se mai cheamă el, intrăm să vedem dacă au asemenea jucării. Ia uitați. Aici cu siguranță vă găsi popituri pentru că sunt chinezești. Oh, cu sferulante, da, hai. Popit acolo jos. Hai, coborâm, coborâm, coborâm. Băi, ce-ați găsit aici? Ia. Uite chestii din astea care le ieși de întins așa. Ce-ai mai găsit? Corona? Da, fix corona asta. Un corona dezumflat asta. Și popituri. Dar sunt mici. Uite, inimă și unicorn. Dar aici n-am avut noroc să găsim multe popituri. N-am luat decât o inimă și cu un spinner din ăsta colorat. Da. Și acum mergem mai departe să vedem cetatea. Și nici bine nu am cumpărat spinnerul că s-a și stricat. Ia uitați, s-a stricat spinnerul. Nu știu dacă mai merge cus. Haideți să vedem dacă ne-l schimbă. Și l-am schimbat, chiar dacă s-a stricat, am fost înăuntru și am luat altul simplu, fără. L-am schimbat fără nicio problemă, pentru că nici două minute n-a durat cât am ieșit din magazin și s-a stricat. Fără spinner, l-am luat simplu de data aceasta. Așa, hai. Și acum mergem mai departe să vedem cetatea. Am vrut să venim înspre cetatea Petrodavei, însă Waze-ul ne-a dus aici undeva și zice că trebuie să mergem pe străduța aceasta. Dar eu tare nu cred că ăsta e drumul corect, pentru că uitați-vă cât este de îngust și ne duce undeva în pădure. Sau poate că așa o fi, însă nu vreau să mă risc să merg pe acolo. Nu-mi place cum arată drumul, așa că ne vom întoarce către oraș. Oh, nici de data asta nu am avut noroc, haideți să mâncăm! Iar pentru a lua masa, am venit la Shopping City Piatra Neamț să vedem ce putem găsi aici de mâncare, în afară de shawarma și alte minuneții. Hai, haideți copii! Am ajuns la etajul unde sunt toate restaurantele cu mâncare, așa că vom avea de unde alege. Hai! M-am bucurat că sunt multe restaurante, dar până la urmă niciunul prietenos cu copiii. Așa că am apelat la o supă cremă de la Salad Box. Și pe lângă supa cremă, mâncăm și un... ce e ăsta, Erica? Wrap chicken. Un wrap chicken, yeah! Tot de la Salad Box, da. E ceva cu pui foarte interesant. Da, tati? Poftă bună! Poftă bună! Am mult jumate.
Bravo, da. Am intrat un pic și la LC Waikiki să vedem niște hăinuțe. Poate ne schimbăm un pic dacă tot... Da, tati. Ia uite ce am văzut. Ne-au luat că ce-ai găsit? Rochița Briane. Ce drăguță e. V-a plăcut cum i-a stat Briane îmbrăcată așa cu rochița asta, nu? A fost minunată. Rochița mare și al tău. Eri, ia uite, ce părere ai, tati? Îți place? Da, merge bine cu asta. Merge bine și cu pantalonul? Ia, un pantalon, îl putem proba și pe ăla. Hai să vedem cum e cu asta. Uite. A, e aici de probat. A, cum începe cu care vrei. Cu ăla? Cu ăla atunci. Și ăsta? Și ăsta e al lui Odine. Și ia uitați, ta-da-da, ia Odine, dați-aia jos de la fațucă. Super, ăsta e perfect pentru tine. Wow, ce super e ăsta, ce-mi place. Rămâne? Da. Rămâne, da? Bravo, hai, schimbarea. Și în sfârșit ne-am reîntâlnit cu mami. Ce dor mi-a fost de bun. Cum ți-a fost, băi, mami? N-am avut timp să mă gândesc prea mult. Așa, dar după aia, după ce mi-am terminat treaba, mi-era dor să mă reîntâlnesc cu voi. Dar ți-ai făcut acolo treaba? Da, ți-ai făcut, ai măsurat tot e ok. Mă bucur. Noi am fost să mâncăm. Așa. Și a fost... N-am apucat să ne distrăm deloc, să știi. Am vrut să ne ducem la cetate și acolo cetatea. Nu, mama, dar am cumpărat un popi nebun. Da, tati, un popi din ăla. Nu aveați popituri așa, e? Nu aveau. Nu am avut. Probăm niște sandale pentru Odine, după aia pentru Eri, da? Cum te simți, tati? E foarte bine, normal că te simți foarte bine. Iar pentru Eri, că am găsit niște sandăluțe de domnișorică. Ia uitați-le ce frumoase și sunt. Și mie îmi plac, dacă aș găsi așa model pentru mine, mi-aș lua și eu. Ce spuneți? Superbe! Scrieți-ne mesaje dacă vă plac sandăluțele Ericăi. Am terminat de făcut cumpărăturile, însă nu mai știm unde este mașina. Pentru că am intrat pe o parte, ne-au scos prin alta și de-aia suntem foarte dezorientați. Da, tati? Da, am pacat aici. Asta crezi tu? Dar voi chiar nu vă amintiți unde a stat mașina? Nu mai știu. Totuși, corturile astea nu erau aici. Erica, tu nu ți-amintești, tată? Nu. Nu pot să cred ce se întâmplă. Este pentru prima dată când parchez mașina într-un loc și nu mai știu de unde să o scot. Pentru mine este a doua oară. Ai mai pățit o dată? Așa, am căutat mașina o oră. Tati, dar eu țin minte că era lângă o cafenea. Cafenea, necafenea. Eu nu știu unde este mașina. Hai să mergem. Uite, acolo este o cafenea. Hai să mergem și acolo să vedem de mașină. Haideți. De ce stați pe loc? Că dacă stăm pe loc, nu găsim mașina. Hai. Uite. Scrieți-ne mesaje dacă vi s-a întâmplat vreodată să pierdeți mașina. Fetelor, ați găsit mașina, că eu n-am găsit-o. Ce ne facem? Unde este mașina noastră? O mașină la fel ca noastră. O mașină, într-adevăr, am parcat, mai era încă una ca noastră, doar că albastră. Am văzut acolo o mașină cu din alea. Merge. Nu e a noastră, e tot Mercedes, dar nu este mașina noastră asta. Nu e asta, la noastră este mai mare. Unde? În partea, este acolo una neagră. Haideți să vedem dacă este mașina noastră aia. Hai. Găsi mașina. Mama mia, deci nu pot să cred. În sfârșit mașinuca. Cât ne-am învârtit să o găsim. Acum că avem din nou mașină, haideți să mergem să ne distrăm. Așa zic și eu, pentru că tot n-am apucat să facem nimic interesant astăzi, în afară de cumpărături. Cum? Codrin, Erica, sunteți de acord? Mergem în parcul zoo? Da! Atunci să mergem! Ia să vedem, intrarea, ieșirea, parc zoologic, Piatra Neamț. Hai să intrăm și noi să vedem care e treaba pe aici, a? Intră, mami, cam liniște pe aici, prin zonă, nu văd pe nimeni înăuntru. Oare o fi cineva? Hai să vedem. Până la ora 8. Mami a închită intrarea, după care mergem să vizităm. Da, tati, ce ai văzut acolo? Care? Oh, este acolo o... Ia uite ce coadă are! Are o codiță de... dar ce murdar este! E așa de multă liniște, nu-i decât zgomotul animalelor și foarte multă răcoare aici în
pădurice asta, că practic este o pădurice. Așa este. Este foarte bine. Și de când am intrat n-am văzut nici măcar un om. Practic aș putea spune că a venit la mângâiat. Ia uite ce pene are. Este pentru prima dată când ating un struț, vă dați seama? Mamă, dar ce pene are, foarte interesant. Sper doar să nu ciupești. Struțule, asta este masculul, o protejează pe doamna struț. Eu cred că au făcut bine că au dus toate animalele sălbatice de aici. Voi ce părere aveți? Au protejat bine sau nu? Se pare că nici în parcul zoologic nu am avut noroc, nu am putut să ne distrăm. Am văzut doar câteva animăluțe, simpăticuțe de altfel. De fapt, sincer să fim, noi ne-am distrat un pic, pentru că în timp ce Erica era la struți, s-a întâmplat o mare minune. Erica încerca acolo de zori să spună că ei îi pasă foarte mult că grădina zoologică și știți ce a făcut struțul? Hai să mergem acasă. Practic ziua este pe sfârșit. N-am reușit să facem mare lucru nici astăzi. Așa puțin. Dacă voi știți, nu știu, alte activități pe care le-am putea face în Piatra Neamț, în afară de gondole, exact. Eu sincer vroiam să merg cu o embarcațiune, cu un vaporaș sau cu o bărcuță. Așa m-am gândit că pot să fac pe lacul Bâtca Doamnei. Dar pentru că am fost plecată mai toată ziua, copiii ăștia mei nu s-au descurcat. Nu e vorba că nu s-au descurcat, dar având doi copii după mine, nu am riscat să merg cu bărcuța alături de Odine, pentru că el este așa mai neastâmpărat și trebuia să am grijă și la el, dar și la Erica. Așa că nu ne rămâne decât să ne luăm la revedere de la Piatra Neamț, care ne urează bun venit, doar că noi suntem pe sensul de plecare și să vă invităm să dați like și să vă abonați. Pa, 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 pa.